poate să fie îngropată creștinește femeia care și-a singură viața? Păi, e cred. Așa că apucă-te de groapă. Judecătorul a cercetat și a spus că poate fi îngropată creștinește. Da? Cum asta? Doar de s-a înnecat apărându-se. Așa o de fost. Să te mai întreb una. Dacă nu te țin cu regulile să-mi răspunzi, barem să o spui pe șleau. Dă-i drum. Cine durează mai trainic decât zidarul, corăbierul sau dulgherul? Păi, ăla care face spânzurători. Asemenea construcție supraviețuiește la mii de chiriași. Îmi place mult că ai haz. Spânzurătoarea e bună, dar întrebarea-i cum e bună? Mai încearcă o dată, mai încearcă. Cine durează mai trainic decât zidarul, corăbierul sau dulgherul? Răspunde și lasă gruba, răspunde. Pe sfânta cuminecătură nu pot. Zău meu. Nu-ți mai bate mintea de pomană că sună gol. Când cineva îți spune asemenea întrebare, tu să-i răspunzi că groparul. Da? Case de durat de el durează până la ziua de apoi. Mai bine du-te la crâșmă și adă o cană de rachiu. M-am dus. Pe vremuri când iubeam, divin mi se părea, când o strângeam la piept, credeam că lumea e a mea. Omul ăsta nu știu de seama ce face. Când o strângeam cântă în timp ce sapă în mormânt. Obișnuința l-a făcut nepăsător. Că lumea bine zis. E a mea. A cui e groapa asta, Cumetri? A mea, domnule. Într-adevăr, a ta e, pentru că stai tu în ea. Dumneavoastră sunteți în afara ei. De ce nu e a dumneavoastră? Pentru ce om sap groapa? Pentru nici unul. Deci pentru o femeie? Nici pentru o femeie. Domnule. Atunci, aici cine va fi îngropat? Una care a fost femeie, domnule, dar pace sufletului ei, acum e moartă. De când ești gropar? E din toate zilele anului. Am început de atunci de când ultimul nostru rege, Hamlet, l-am vins pe Fortinbras. Cât e de atunci? Nici asta nu știu. Oricare prost poate să spună. Asta a fost chiar în ziua în care s-a născut tânărul Hamlet. Era de nebunii și a fost trimis în Inglaterra. Trage. De ce a fost trimis în Inglaterra? Fiindcă era smintit. Ci că trebuie să intre acolo mințele în cap. Dar dacă nu intre, atâta pagă. De ce? Păi acolo nu se se bage de seamă, că acolo toți sunt la fel de țigniți ca și el. Uite o hârcă. Asta a stat îngropat aici 23 de ani. A cui a fost? A unui păcătos nebun. A cui credeți că a fost? Habar nu am. Lua larciuma de zărghiț. Că mi-a turnat într-o zi în cap
o sticlă de vin de Rin. Acest craniu, domnule, a fost al lui Ioric, bufonul regelui. Acesta? Da, acesta.